să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc. Sunt Daniela Gașa și vă invit sâmbătă și duminică la agenda zilei, începând cu ora 11. Timp de oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la agenda zilei. Bun găsit, domnilor și domnilor, la ediția emisiunii de astăzi, agenda zilei. Ne aflăm în comuna Bumbești-Pițic. Realizăm un interviu astăzi cu doamna viceprimar Ina Cojocaru. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit! Mulțumesc că ați ajuns în localitatea noastră. Eu vă mulțumesc pentru faptul că v-ați făcut timp pentru noi, ținând cont că este după amiază, terminarea programului. Aș vrea să ne spuneți la ce se lucrează în perioada aceasta în satele componente. În satele componente, în perioada aceasta, se lucrează la aducțiunea cu apă potabilă, la reabilitare cămin cultural și dispensarul de la Poenari. De altfel, normal ar trebui să se lucreze, chiar trebuiau finalizate lucrările. Și mai avem 3 poduri pe situații de urgență. Am înțeles. Reabilitarea și modernizarea căminului cultural, mai exact, ce s-a făcut? Era vechi, nu se mai puteau ține activități culturale în el? Da, am mai spus și în alte emisiuni, Căminul Cultural este un proiect pe fonduri europene, deja s-a semnat contractul de aproape un an de zile, numai că firma care a câștigat această licitație nu prea se ține de cuvânt și bine ar fi să nu avem probleme cu ei, pentru a finaliza în timp util această lucrare. Atunci când au semnat contractul de începere a lucrării, noi ne așteptam ca modul cum au început și cum au privit această licitație câștigată, după un an de zile să fie finalizată această lucrare. Numai când a fost așa, au subcontractat lucrările, nu s-au ținut de cuvânt și de aici s-au iscat mai multe discuții. În ce stadiu sunt lucrările acum? Adică, efectiv, ce s-a făcut? Momentan nu se lucrează, nu au reușit să facă decât partea de acoperiș, unde și acolo a fost cu scandal, pentru că nu au plătit muncitori, după cum ați văzut și dumneavoastră la mai multe emisiuni. În momentul de față nu se lucrează deloc, ba mai mult decât atât, au început firmele care au câștigat licitațiile pe dotări, fiindcă a fost împărțită această licitație, firma care a câștigat licitația pentru construcție a fost separat, dotările de sonorizare separat, scaunele s-au adus de către altă firmă și de aici nu este foarte greu și cu depozitarea acestor materiale care sunt aduse și nu avem unde să le punem, fiindcă nu este gata construcția. Da, am înțeles. O situație destul de neplăcută. Este foarte neplăcută. Eu am discutat și cu domnul primar. Dumnealui a zis că a luat legătura cu administratorul firmei și a promis că de luni încolo o să vină să aibă o discuție. Dar nu înțeleg ce discuție să mai avem, că de fapt el ar trebui să aibă o întreagă echipă aici să finalizăm lucrarea, ținând cont că este o lucrare pe fonduri europene. Este o lucrare pe fonduri europene. Care este valoarea investiției? Valoarea investiției este de 20 de miliarde de bani vechi. Nu este o valoare destul de mare. Păi, normal, așa trebuia ca anul trecut, în toamnă, când a semnat contractul, chiar înainte de... Contractul a fost semnat în august 2018, cu promisiunea că anul acesta de Paști o să-l inaugureze. Știu că și domn primar spunea în câteva articole de ziar, chiar și la o televiziune, că de Paștele din anul 2019 va face inaugurarea la Căminul Cultural cu Doina Gorjului. Și iată că noi întâmpinam probleme și nu s-a lucrat decât la acoperiș. În rest nu este nimic făcut, nici partea electrică, absolut nimic. Sunt șanse să se finalizeze până la sfârșitul anului? Acum, eu nu știu dacă sunt șanse. O firmă care se respectă și are o echipă mai mare de muncitori, dacă își dorește să se țină de cuvânt și să respecte contractul pe care l-a semnat, ar putea face lucrul ăsta. Numai că contractul este semnat undeva până în aprilie-mai 2020, cred că așa. Am înțeles. Da. Spuneți că se lucrează la dispensarul medical?
Dispensarul de medical de la Poenari, după cum am văzut plățile care s-au efectuat, trebuia finalizat, chiar trebuia dat în folosință. Acum eu nu mai știu ce s-a întâmplat acolo, deși merg periodic. Ultima dată terminaseră cu interioarele, mai rămăsese să aducă acel linoleu special care se pune în spațiile medicale. Dar am văzut că zilele acestea n-au mai venit. Normal, așa ar trebui să fie finalizat, fiindcă 80%, 90% din lucrare a fost achitată. Am urmărit facturile când s-au făcut plățile. Acolo dispensarul medical, medici de familie? Păi noi avem un medic de familie și probabil o să luăm legătura cu dumnealui și o să-și facă un program o dată de două ori pe săptămână să meargă și acolo, fiindcă în zona aceea sunt foarte mulți oameni vârstnici și le este foarte greu să parcurgă distanța asta până la actualul punct tot al dispensarului unde răspunde doamna doctor din localitate. E o distanță destul de mare de parcurs și le-ar fi mai ușor la cetățeni. Spuneați de asemenea la începutul emisiunii că se lucrează la 3 poduri, dacă am reținut bine. 3 poduri? Da, sunt 3 poduri pe situații de urgență. Am înțeles de la domn primar că a semnat contractele. De fapt, unul a fost cu licitație și era normal că s-a finalizat licitația să semneze acest contract. Este vorba de podul de la Lupești. Am văzut că acum firma amenajează un alt pod pentru a putea să devieze circulația, lucrând la cel care trebuie amenajat. S-a semnat contractul cu încredințare directă la podul de la Călnic, dar acolo n-am fost de vreo 5 zile. Ultima dată am fost înainte de alegeri și nu se făcuse absolut nimic și mai avem o sumă foarte mică, 250 de milioane bani vechi, pentru a reabilita un pod de aici de lângă dispensarul uman. Momentan se lucrează decât la acel pod de la Lupești. Nu înțeles, am văzut în presa scrisă ceva legat de apa potabilă la nivelul comunei Bumbeșpiții. Care este situația? De fapt, un interviu al domnului primar sau o postare pe rețeaua de socializare că a dat drumul la apă, apoi cineva a spart conducta. Care este situația? Spuneți-ne noastră. Bun, această problemă mie nu mi-a fost indiferentă de la începutul mandatului, considerând că această competiție îl va ambiționa pe domnul primar să finalizeze aceste lucrări, care până la urmă apa potabilă este cea mai necesară într-o localitate. Acum, este foarte bine că vrea să o finalizeze. Eu mă bucur și de fiecare dată am considerat că această competiție care există între noi doi, de asta am și zis, îl va ambiționa să finalizeze acest proiect, mai ales că acest proiect de aducțiune cu apă potabilă a început înainte de campania trecută, adică de actualul mandat al domnului primar, gândindu-mă că deja în 2 ani de zile va fi finalizat. Dar, după cum se observă, acest proiect nu poate fi finalizat, mai e puțin și o să fie următoarele alegeri și nu s-a finalizat nici acum. Acum, eu nu l-aș face vinovat pe domnul primar de această nereușită. Am mai spus-o și repet, această nereușită se datorează firmei respective și automat aici îl trage și pe domn primar pentru că nu reușește să-și pună odată piciorul în prag, să stea de vorbă cu acești constructori și să nu mai trăgăneze aceste lucrări. Pentru că dacă nu, eu aș putea să înțeleg, cum de altfel înțeleg și cetățenii, că tragem de timp să finalizăm acest proiect înainte de alegerile următoare, fiindcă ce mai este, un an de zile și o să fie din nou alegeri. Am citit și eu pe rețelele de socializare și astăzi, printr-un telefon la șeful de post de aici din localitate, mi-am permis să-l sun, să-l întreb dacă există vreo sesizare, că așa relata domnul primar pe pagina de socializare, că cineva a tăiat această țeavă și că a făcut plângere și că urmează ca organele competente să-și facă datoria. Pe mine m-ar bucura dacă ar fi așa, adică refuz să cred că un cetățean și-ar permite să saboteze această investiție, fiind vorba de cetățenii dintr-o localitate. Și apoi am stat și m-am gândit în următorul fel.
Adică eu sunt femeie și probabil că bărbații gândesc altfel. Dacă acest cetățean tăia o conductă sau o țeavă, cum scrie domnul primar pe rețelele de socializare, putea să vină să o blindeze și să facă probe până acolo. Dacă, Doamne ferește, după ce se dă rețeaua de alimentare în primire și se va face recepția, se întâmplă să fie o avarie, lăsăm localitatea fără apă, după mine lucrurile astea nu mi se par... adică nu sunt certe, lucrurile astea apar atârgânarea situației, neputând să spună data exactă când o să avem apă în localitate. Este o problemă foarte mare pentru locuitorii din Mumbeș Pisic și eu, din câte știam, era o prioritate pentru dânsul. Acum... Păi, de fapt, așa considerăm toți. Dacă luăm cel puțin toate articolele din urmă, să zicem numai pe anul 2019, o să vedeți și dumneavoastră că eu de fiecare dată acest lucru îl susțin și îl aduc în discuții chiar și aici cu domnul primar. Zic, domnule, haideți să terminăm mai repede, haideți să rezolvăm problema cu apa. Lăsăm articolele, scuze că vă întrerup. Ce vă spune dumneavoastră? E o prioritate pentru dumneavoastră? Eu consider că este o prioritate, mai ales că a și făcut promisiuni. Ne-a promis de mai multe ori, că se dă în iunie, că se dă în mai, că se dă anul trecut, că se dă la final de an. Acum, într-o seară, acum 3 zile, deja s-a filmat dumnealui cu o poză acolo cu apa curgând la o pompă. Oamenii mi-au spus că au mers și ei și n-au putut să vadă acest lucru pe care dumnealui l-a făcut în ziua respectivă. Nu știu, mi se pare că parcă ține și secret lucrul ăsta, lucru care... Și în ultima fază, în ultimul moment, eu cred că nici n-aș mai aduce în discuție, nici pe rețelele de socializare, nici prin mass media, până nu s-ar face recepția la această lucrare. Cred că mai corect ar fi așa, să punem mâna pe treabă, să stăm de vorbă cu constructorul și să ne lăudăm atunci când vedem că lucrarea este definitivă. Când se face recepția finală, atunci ar trebui să mai aducem în discuție acest subiect și până atunci să trecem la muncă. Da, cred că asta faceți amândoi și dumneavoastră și domnul primar, adică nu știu, suntem și care conduc comuna Mumbeș Pisic și nu suntem în campanie electorală, ca să fie vorba de orgolii, de lupte, de... Bun, aici cu condusul localității așa a fost, numai că nu m-am pus niciodată, nici n-am adus în discuție acel lucru. Eu de foarte multe ori am mers la domn primar și i-am spus, domnule, haide să lăsăm orgoliile, haide să facem treaba împreună, de asta suntem aici, mai mult decât atât am fost și vecini, numai că lucrul ăsta n-a putut să se întâmple, mai ales după aceste alegeri, situația a devenit poate și mai tensionată. Eu în această instituție am lucrat aproape de una singură, nu am putut avea o colaborare cu domn primar și dumnealui nu și-a dorit-o. Credeți-mă, vă spun pe cuvânt, și dacă dumnealui consideră că eu nu spun adevărul, îl rog să intervină într-o emisiune în direct și putem să avem și o confruntare. Eu mi-am dorit de fiecare dată să colaborăm pentru cetățeni, să reușim să finalizăm aceste proiecte. Aici la noi în primărie, angajații primăriei care nu sunt de acord cu programul, cu rezolvarea problemelor cetățenilor atunci pe loc, au fost obișnuiți să mai amâie oamenii când vin la primărie, să-și rezolve mai întâi problemele lor personale și după ale cetățenilor. Vorbesc că aveți și dovezi pentru ceea ce spuneți acum, adică... Păi vă dați seama că avem dovezi, că doar ați văzut și dumneavoastră ce a fost și prin mass media, când i-a prins la masă și au fost atâtea discuții, iar domnul primar nu poate să spună că nu este adevărat, fiindcă niciodată, atunci când dumnealui a fost plecat din instituție, n-a putut să aibă o discuție cu mine înainte și să-mi spună, doamna viceprimar, eu mâine sunt la București, rămâneți dumneavoastră, vedeți de ce vă ocupați. Dumnealui a preferat această legătură să o țină cu contabilul instituției, lucru pe care eu nu l-am spus niciodată. Ba mai mult decât atât, de multe ori doamna contabil semna și în locul lui, lucru cu care eu n-am fost de acord și am reușit să, cel puțin când sunt eu aici, să o determin să nu mai fac acel lucru, să țină cont că este altcineva care trebuie să țină locul domnului primar atunci când lipsește din instituție. Bun, am înțeles, mi-am făcut o idee care este relația între dumneavoastră și domnul primar.
pare să fiți într-o competiție așa, parcă fiind campanie electorală. Da, v-am zis. Cel puțin așa pare din afară. Da, competiția ar trebui să fie benefică pentru oameni. Corect. Că dacă dumnealui ar crede o competiție, eu ce aș face dacă aș fi în locul dumnealui și având toate pârghile până la urmă, după cum din experiența dumneavoastră și știți și dumneavoastră care e treaba. Viceprimarul merge pe teren și aduce cunoștință primarului cu ce probleme se confruntă cetățenii, care trebuie să rezolvat de cine? De către primar. Ci primarul nu are acces la plăți, la lucruri de genul ăsta. Toate sunt pe responsabilitatea domnului primar. Bun, haideți să vorbim de cealaltă probleme din comună. Cu ce alte probleme se confruntă oamenii? Bun, lucrul ăsta noi l-am mai spus. Problemele cu care se confruntă oamenii este lipsa locurilor de muncă, care nu este numai la noi în localitate și, după părerea mea, este la nivel de țară această problemă. Sunt, însă și localități sunt. Lucrurile merg foarte bine, chiar ar mai avea nevoie de oameni să-i angajeze și, din păcate, nu găsesc. Da, dar la noi aici, neavând aceste utilități care... Păi dacă nu aveți apă potabilă, cum să vină investitorii? Asta este o problemă foarte importantă și foarte necesară de a putea fi rezolvată. De asta și eu vă zic, crezând că, na, dacă mai apare un interviu sau dacă mai am o discuție cu domn primar, să sesizează și administratorul firmei respective și urgentează lucrările. Ba, nu știu ce să zic, zic că... Rețea de canalizare, starea drumurilor care este? Adică dacă tot vorbeam de investitori, spuneați că asta e o altă problemă a oamenilor, locurile de muncă. Of, că la asta mă gândeam odată și știți bine că am mai făcut un calcul. Degeaba avem atâtea proiecte în derulare care nu sunt finalizate și recepționate. Astăzi l-am întrebat pe domnul primar de cele două drumuri. Este, și am mai spus-o și nici nu-mi place să mă mai repet, drumul de la Batian, de la Cârligei, care are valoare 36 de miliarde de bani vechi, bani plătiți aproape integral, dacă mai are firma respectivă un miliard să primească și nu este recepționat nici acum, este început de 9 ani și aproape că până o să fie când o să-ți facă recepția, acest drum este distrus un sfert din lucrare. Dar de ce nu s-a făcut recepția? Pentru că administratorul firmei trage de timp și dacă de ce? Aduc... Care e explicația? Care e explicația? Nu pot să știu nici eu. Explicația ar fi că domnul primar ar trebui să-l tragă de mânecă și să finalizeze mai repede lucrările. Drumul în ce stare se află în momentul acesta? Bun, în momentul acesta este circulabil, dar atunci când a fost chemat administratorul să și repare anumite greșeli pe care le-a făcut, aproape că mai mult l-a stricat decât l-a reparat. Când o să aveți odată ocazie, mi-ar place să facem un reportaj la fața locului. Când vă permite timp, ar fi foarte bine să mergem să discutăm la fața locului, să se vadă în ce stare este drumul respectiv. La fel este și celălalt drum care leagă Zorleștiu de Lupești, valoare tot 36 de miliarde și nici acum nu este finalizat. Deci dacă stăm bine să calculăm 50 de miliarde la apă potabilă, 50 de miliarde bani vechi. 36 de miliarde bani vechi la un drum, încă 36 de miliarde bani vechi la alt drum, sunt bani care s-au cheltuit și ar trebui să înflorească localitatea, dar iată că nu se vede nimic. Unitățile de învățământ cum arată? Școala, pe școală am avut un proiect anul trecut cu reabilitare și modernizare școală. A fost un proiect care s-a asemnat pe Ministerul Dezvoltării în același timp cu dispensarul de la Poenari. A fost valoare de aproape 5 miliarde, iar dispensarul de la Poenari 2 miliarde 800, bani vechi. La școală s-a obținut, s-a finalizat proiectul, s-a reabilitat, dar și aici n-a fost suficient de mulți bani sau nu știu, pentru că toaleta la copii a rămas tot în curtea școlii, copiii nu beneficiază de un teren de fotbal, nu, profesorii de sport, de fiecare dată se plâng că nu pot să țină orele de sport în condiții bune, trebuie să meargă cu copiii la un teren, aici la Neagra, cum îi spunem noi, care nu este deloc amenajat pentru a-și putea ține orele de sport. Am zis, ce altceva ar mai trebui făcut la nivelul comunei? La nivelul comunei ar fi multe de făcut. Sunt foarte multe lucruri. Nu ne-ați spus, rețea de canalizare aveți? Nu avem rețea de canalizare. Și nu este nici proiect depus, pentru că
după cum știu eu, proiectul pentru canalizare trebuia depus înainte și după aceea să avem apa, să depunem proiectul de apă potabilă. Eu știu că de la Ministerul Dezvoltării nu se poate depune acest proiect de canalizare până nu avem recepția la proiectul de apă, adică până nu e lucrarea de apă finalizată. Deci nu aveți rețea de canalizare, nu aveți apă potabilă, drumurile sunt unele făcute, unele nu. Sunt multe lucruri de făcut. În primul rând că noi nu avem, nu dispunem de bani din bugetul local. Deci pe buget local nu putem să facem absolut nimic, nu putem să venim în sprijinul cetățeanului, fiindcă salariile au fost foarte mari, iar ce avem disponibil din bugetul local nu asigură decât salariile și cred că undeva pe semestru 4 o să fie problemă și cu salarizarea în instituția. Am înțeles. Starea bisericilor, ne-ați spus atunci, înainte de Sfintele Sărbători de Paști, care este? Cam ce ați făcut? La momentul respectiv, eu zic că cu bisericile stăm destul de bine. Am reușit să mai aducem și sponsorizări când a fost vorba de reabilitarea obiectelor de cult, dar pentru mine prioritar ar fi sănătatea și învățământul. Învățământul mai mult decât aceste lucruri. Dacă învățământul, l-am văzut, scuze, 1 iunie, ziua copilului, ați sărbătorit așa cum în avans. Am văzut că ați dus câțiva elevi într-o excursie. Da, săptămâna trecută am avut copii de la grădiniță, toate grupele, am mers la Craiova, unde au vizitat grădina zoologică, am mers cu ei în parc, am mers la cofetărie. A fost o zi frumoasă. Ieri cu cei de 1-4 am mers la Vâlcea, am vizitat două mănăstiri, am fost la grădina zoologică, s-au simțit bine împreună cu cadrele didactice. Am făcut un tort unde am sărbătorit și le-am cântat la mulți ani. Foarte greu, pentru că acești bani eu i-am obținut numai din sponsorizări și cu contribuția mea proprie. Deci, din bugetul local, n-am reușit să primesc un leu niciodată pentru aceste activități. Poate, eu știu, colegii mei iau de râdere lucrul ăsta, dar dacă aveau curaj și puteau să meargă și dumnealor cu copiii să vadă ce bucurie a avut acești copii pe fețele lor minunate, își dădeau seama că eu am dreptate când insist să îi scoatem și pe ei într-o excursie cel puțin o dată pe an. Fiindcă sunt copii care au o situație financiară nu foarte bună, sunt copii care n-au reușit niciodată să treacă de județ, poate de multe ori n-au avut mașină să meargă să viziteze nici la noi peștera Muierii și ce obiective mai avem în împrejurimi. Da, nu toți părinții își permit să... Nu își permit. Sunt copii cu mai mulți frați, sunt copii care nu au părinții locuri de muncă și este foarte greu. Iar eu de fiecare dată am venit în sprijinul copiilor. Este al treilea an când organizez excursie de 1 iunie pentru copii. Înțeleg că nu ați dus doar copiii cu rezultate bune la învățătură, i-ați dus pe toți? Da, toată școala. De fiecare dată eu am mers cu toți copiii, pe etape, adică când au avut școala altfel, când au putut doamnele învățătoare și profesoare să nu aibă activitate intensă la cursuri, am ținut legătura cu dumnealor și toți copiii din școală au fost duși în excursie. Pe cei cu rezultate bune la învățătură, am reușit să-i premiez, tot la fel cu bani din sponsorizări, pentru că noi din bugetul local nu ne permitem să facem absolut pentru copiii noștri. Nimic pentru copiii. Felicitări pentru gestul dumneavoastră. Până la urmă, așa cum spuneam, nu toți părinții își permit să-și ducă copiii într-o excursie în afara județului. Da, așa este. Mulțumim mult pentru toate aceste amănunte, multe baftă în continuare cu proiectele, să dăm Dumnezeu să aibă apă potabilă locuitorii comunei Bumbești-Fiții cât mai repede. Deja avem temperaturi foarte ridicate afară și... Asta ne dorim și noi și m-aș bucura dacă peste o lună chiar vă fac invitație să mergem pe teren, suntem la final de luna mai, v-aș invita la final de luna iunie să mergem prin localitate și să putem vedea apă la pompele stradale. Am înțeles. Vă mulțumim mult de tot. Pune punct aici ediției de astăzi a emisiunii. Ați urmărit, domnilor și domnilor, un interviu cu viceprimarul comunei Bumbești-Fițică, doamna Irina Coșocaru. Eu sunt Daniela Capșa, vă mulțumim pentru atenție.
Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vindecare ne conduc? Sunt Daniela Gamșa și vă invit sâmbătă și duminică la agenda zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la agenda zilei.